Există copii mai degrabă dificili și asta din foarte multe motive, pentru că noi nu ne naștem tabula rasa. Mm-hmm. Cred cu tărie că noi, fiecare dintre noi, suntem rezultatul tuturor genelor din spate. Toate sunt acolo, știi? Uh-huh. Ăsta e și motivul pentru care mulți părinți rămân perplexi la al doilea, al treilea copil. Wow! Adică ce diferență! Facem exact același lucru, dar rezultatele nu sunt aceleași. E foarte bine, a fost excelent cu primul, la al doilea ne dă bătăi de cap maxime. Sau invers. În călătoria asta, părinții spun despre copiilor că sunt minunați, am avut noroc, dacă copiii sunt, cum să spun, ireproșabili. Adică fac ce li se spune, sunt niște păpuși, mm-hmm, la propriu, pe care părinții simt că le-au modelat pe aceste păpuși și se întâmplă așa cum trebuie. Dar e suficient ca acest copil să, știi? Apese un pic pedala de frână. Da, și avem probleme. Mm-hmm. Nu mai e copilul pe care mi l-am dorit. Toată modelarea asta pe care vrei să o faci în ceva ce nu este, e foarte dureroasă pentru toată lumea. Deci pentru mine, atunci când spun am avut noroc, este pentru că mi-am văzut copilul așa cum e și am luptat împotriva dorinței de a schimba lucruri în el. Și fac asta în continuare. Asta înseamnă pentru mine am avut noroc. Și atunci când părinții spun asta, după ce au lucrat cu ei, aia e de apreciat. Când părinții care spun am avut noroc, își dau seama măcar un pic că norocul ăla ți-l mai și faci. La fel ca o relație de cuplu. La fel e și cu copilul. Este un efort conștient zilnic. Poate mai mult decât într-o relație de cuplu. Pentru că ei se schimbă rapid. Mult mai repede decât un partener de viață care e de o vârstă cu tine. Mhm.